A trecut prin infern, imobilizat într-un scaun cu rotile. Mihai Neșu a privit însă totul ca pe o binecuvântare. De câțiva ani, fostul fotbalist îngrijește la Oradea sute de tineri cu probleme motorii și neurologice. Zilele acestea l-am întâlnit pe șantier. Supraveghează construcția unui nou centru de tratament și recuperare, dar și o biserică. Mihai Neșu a trecut în urmă cu un deceniu printr-o adevărată dramă. Pe 10 mai 2011, în timpul unui antrenament al echipei olandeze Utrecht, pentru care juca pe atunci, Mihai a suferit o fractură de vertebră cervicală după ce un coechipier a căzut peste el. După o serie de tratamente în străinătate, fostul fotbalist a retras la Oradea, unde în 2015 a înființat un centru de recuperare pentru copiii cu dizabilități, la parterul unui bloc din oraș. Noi avem în momentul de față 133 de copii care vin frecvent la terapii, dar aș menționa și faptul că mai ajutăm încă 80 de adulți cu transport adaptat pentru persoane cu dizabilități. Noi avem la terapii copii din 24 de județe din țară, copii care vin constant la o terapie intensivă, se numește Terasut. Terapia aceasta durează 3 săptămâni. Cum numărul solicitărilor de ajutor a devenit tot mai mare, Mihai Neșu a început în vară lucrările la un nou centru, în satul Bihorean Cihei, aflat la doar câțiva kilometri de Oradea. Primele lucrări au fost cele la viitoarea biserică, care va fi edificată în interiorul complexului. Dumnezeu, fiind atot puternic și atot deștiuitor, El poate să ne ghideze în fiecare moment pe calea care e de folos pentru noi și, bineînțeles, biserica nu putea să nu facă parte din acest complex, fiindcă vindecarea, în primul rând, începe de la suflet și după aia vine și vindecarea trupească. În apropierea lăcașului de cult, muncitorii muncesc de zor. Centrul de recuperare se va întinde pe suprafață de 1000 de metri pătrați. Va avea 14 săli de terapie împărțite în săl de terasul, săl de kinetoterapie, săl de psihopedagogie, terapie ocupațională. Vom avea și bazinul aici unde suntem noi, bazinul de hidroterapie. Cea de-a treia clădire care va fi construită va găzdui copiii, tinerii și aparținătorii acestora veniți din alte colțuri ale țării. În total vor fi ridicate 11 dormitoare. Cei care vor ajunge în centrul de la Cihei vor beneficia de tratamente la prețuri modice, care vor acoperi doar aproximativ 30% din costurile totale. În momentul actual, o oră de kinetoterapie, de psihopedagogie specială este 20 de lei. Costul real al acesteia este undeva la 60-65 de lei. Deci costurile părinților sunt reduse, iar restul banilor vin din donații. Până acum, Fundația Mihai Neșu a donat din donații aproximativ 1.800.000 de euro, dar pentru finalizarea proiectului, care ar trebui să fie gata în luna decembrie anului viitor, mai e nevoie de încă pe atât. Cei care vor să sprijine activitatea fostului fotbalist o pot face trimițând un mesaj cu textul CRED la numărul 8844, direcționând lunar suma de 2 euro.